dumneavoastră sunteți astăzi omăceată și faceți frumoasa vârstă de 25 de ani, da? Haideți astăzi ne imaginăm că faceți 25 încă o dată, da? Cineva cine vă iubește și are un respect față de dumneavoastră au dorit să vă surprindă într-un mod mai neobișnuit. Cam cum credeți, din partea cui a venit el la dumneavoastră? Cred că și că mi-e așa-i mai scump. Probabil, poate altcineva. Cine vă mai iubește? Am și jineri mai departe și nepoțica de la orașul Bălț, care cu păreri de rău e bolnăjoară. Deci eu pentru dumneavoastră am scris o poezie personalizată și când o să-i dau citire, o să înțelegeți din partea cui vine această surpriză. Mai întâi de toate, pentru dumneavoastră am acest buchet de flori. Acest coș cu fructe. Tablou ca amintire. Și pentru domnul Ion un mic prezent. Acum o să dau citire poeziei personalizate și aflați din partea cui am venit eu la dumneavoastră. Sunteți pregătită să o ascultați? Da, da. Mama, azi e ziua ta. Azi îți spunem la mulți ani că ai trăit pe această lume și ai avut prieteni, dar și mulți dușmani. Astăzi este ziua ta, 65 de ani, tu, mamă, împlinești. Îți mulțumim noi pentru grijă și pentru felul cum ne iubești. Chiar de azi nu-ți sunt aproape, gândul îmi e la voi acasă, fiindcă sunt tare departe, muncesc cu greu în străinătate. Azi, mamă, vreau să-ți mulțumesc pentru a mea scumpă soție, căci e educat-o cu mult drag și o iubesc și țin la ea. Ea este toată viața mea. Din suflet sănătate îți dorim, fericită și împlinită vrem ca să te știu. Îți mulțumesc, bunicu, căci de mică m-ai crescut, până la 7 anișori mi-ai oferit tot ce-i mai bun, grija cea mai mare, așa cum tu ai putut. Să ne aștepți mereu voioasă, plină de viață și mereu frumoasă, mama noastră cea duioasă. Greutățile din viață, mama, te-au schimbat la față, dar tu mereu în putere ai trecut și peste ele. La mulți ani să ne trăiești, cu noi mult să te mândrești. Cu drag, ginerele, fica, nepoțica și scumpul soț. Iar dacă aveți un mesaj de mulțumire, vă rog mult. Îi mulțumesc din suflet fiicei mele, care are grijă, cea mai mare grijă, ea are de mine. Mă pot zica la fel ca știi că m-am crescut-o. Era greu când dimineața trebuie să mă duc la lucru, să o duc la grădiniță și eu nu gândul la mamă era. Țara s-a mai întâmplat că veneam, nu știam la casă, la care casă o caut. Eu știam. Și obiectele care pe școtare, la fel îi mulțumesc din suflet că îmi împart respectul și stima. Și le mulțumesc la toți din suflet. Mă stimează. Tot pe bine. Da. Ține de bine. Totul, da, la fel. Nu.
Lena.